satul românesc Sărmanovaț, Plasa Nicotin, s-au adunat reprezentanții protopopiatului ortodox român al Daciei Ripensis și membrii Congresului Românilor din Serbia pentru a participa la slujba liturgică oficiată cu ocazia sărbătoririi unui deceniu de la ridicarea primei troițe de către Biserica Ortodoxă Română în Serbia de Nord-Est. Blagoslovit este Dumnezeu nostru, întotdeauna, acum și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate și erez, mângâietorule, Duhul adevărului care peste tot ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vinoște să lășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și izbăvește bunurile sufletele noastre. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Îngepărcează astăzi prin stropirea blagosloveniei tăi de toate bolile celor nepucincioși. Fecioară-i născut neispicită genuntă și frurile mâinilor noastre și șere dare păcatelor noastre când cântăm noi cântarea și îngerească. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Toți de aceea nu se rușinează să-i numească pe frați zicând, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Nu știu, Melanie? Da, hai de vină. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Amin. Ființilor mucenici, care bine v-ați nevoit și căror propovăduim. Isaie dănțuiește Fecioara a avut în pântece și a născut Fiul pe Manuil, pre Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui, pe care le slăvindu-l pe Fecioara o fericim. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile sfinților apostoli milostive. Cerge mulțumea greșelilor noastre și acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu milostive și cerge mulțumea greșelilor noastre. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțumea îndurărilor tale. Șterge fără de legile noastre,
Astăzi harul Sfântului Duh ne-a adunat și toți luvând crucea ta să zășe. Blagoslovit este al ce vine într-un umili Domnului. O sana întru cei Jesus. Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila ta, rugămâne ți-i auzi-ne și miluiește. Domne miluiește. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, pe cei al 10-lea an ne adunăm la locul ăsta să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră, pentru binele al nostru, pentru ca să uspim să ne păstrăm, să nu ne pierdem. Acum 10 ani, țin minte, parcă ca ziua de ieri, cu moșul Milan, am șvăițuit acolo la el în garajă postul ăsta de cruce și am venit, am așezat-o aici, am pus-o ca să putem să punem și cruce, că mâine zi să fie sfințită. E, crucea asta este schincia aia care stă pe locul ei. Dar în moment potrivit, ea va face treaba ei. O face și acum, dar la momentul potrivit și rânduit de Dumnezeu, va face și mai mare lucru și și mai mare efect. Care e focul pe care crucea asta îl va aprinde? O să vă arăt. Vedeți acolo satul Praova, se vede de aici bine. E, sub satul ăla este un oraș care s-a chemat vreodată Acve și care a fost mult mai mare, nu știm până unde tașnă granița lui, dar acolo, dacă zgrăiți 20 de santimuri sub pământ, ca și la zăpiscul nostru de la Gura Duplienii la Janova, dați ge tugle, ge petre, ge bani, ge ferbă, târni și așa mai departe. Acolo, în orașul la Acve, am avut o mare episcopie daco-romană a strămoșilor noștri, care acum, din păcate, toți ar vrea că să rămână ea sub pământ, să nu iese din pământ, dar nu pot. Pentru că oamenii din Praova, când pășeau căș, moșul Milan mai bine poate să știe decât noi toți, că e mai bătrân, săpau de temeli și găsau tugle. Și fășeau temeli și cu tuglile le zăgeau căș. Așa sunt găsite și multe table cu scrisul în limba latină. Una mai cunoscută pe care a găsit-o unii în ștală la unii, a văzut oamenii piatră mare, tămana jumătate de zid, a fost numai piatra aia, dar pe ea scria Dacianus Senior cu gala răgică piatra asta la Dacianus Junior nou bocezat neofitus, cum scria în latină acolo, pentru pomenire. A murit vreun copil nou bocezat și sigur că ăia sunt ceva din rugile lui, nu mai mi-aduc aminte, mi se-mi pare, dar fratele mai mare, dar uică-su, știu că nu sunt părinți, dar cineva i-au răgicat piatra aia. La sinodul din Sardica, din Sofia, de astăzi se pomenește că a fost episcopul Vitalis de Acve din Dacia Ripensis. Și acum să-l întrebați pe vreunul din Praova dacă mai auzit și știe ceva de asta, nimeni nu o să știe decât că a găsit multe tugle și se află multe tugle și se află multe table
cu scrisuri. Epăvegeți înseamnă că focul ăla al bisericesc creștin a fost stâns de vruni și în șenușa lui a mai rămâns vreo schincie. Schincia aia care a rămâns, simbolul ei este crușa asta. Crușa asta este bălbătaia mică care unii a vrut să o stângă, dar n-a putut. Și ea zașe aici, dar face treaba ei. Noi ne rugăm la bălbătaia asta creștinismului primar al strămoșilor noștri, în fața ei ne rugăm și la vreme potrivită, când Dumnezeu va rândui, va răsări nou oraș Acve. Poate tot Acve ori Acve nou, dar Acve în latină, în limba latinească, înseamnă ape. Așa și este. Iar îl pomenesc pe moșul Milan, că el mai bine știe dintre noi, acolo erau multe fântâne pe malul Dunării și la urmă când s-a făcut brana, unii a rămas sub apă, unii a rămas sus. Acve, ape. Și așa s-a chemat și orașul. E, ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ajute să ținem schincia asta, acum slobăt pot să spun, bălbătaia care a crescut din schincie, asta, crușa asta, și să într-o bună zi vedem un nou oraș Acve cu reactivată episcopia, eparhia lui. Pentru că noi nu suntem strini. Atunci când a plecat lumea să rălească de o sapă și după ce a tras cu sapă mai a dat încă de un arsof cu coacă în vaie, ca să iasă pământul de jos, de supra, de supra, să ducă de jos, să-i meargă la vie bine. Atunci s-a găsit acela mănăstire, o piatră mare făcută leagăn. Și leagăn o cutrupit iar cu piatră, cu ploce de piatră. Și acolo s-a găsit oasă de un om mare care vreodată a perit acolo. Urovinava, și se zice la mănăstire Urovinava. Dușane, vrei să spun ce, care e programul mai? Eu am pregătit după asta să ne cer să ne întâlnim la o masă care poate să fie și rotundă, unde putem să spunem că să vină toți reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române din Serbia de Nord-Est și reprezentanții Congresului Românilor din Serbia, unde putem să vorbim ce s-a întâmplat ultimul 10 ani după ce s-a pus, putem să spunem, prima troită în Serbia de Nord-Est venită din România, unde am ajuns, la ce nivel, și noi, cum a fost ieri, este 10 ani de când ne-am întâlnit cu raportorul adunării parlamentare Consiliului Europei, Jürgen Hermann, unde am vorbit despre situația românilor din Serbia și vedeți când am șezat acolo ce a făcut el în raportul lui și după aia în rezoluția 1632, unde la fel ca și noi ne-a numit românii Liniuța Vlachii. Ne-a cunoscut dintre aia ce s-a întâlnit cu trei grupe de reprezentanți. El a înțeles că românii cu vlasii, cum se numesc în Serbia, e tot un popor, tot o comunitate. La un an după aia, în 2008, a ieșit și rezoluția. Și vreau propunerea Congresului Românilor din Serbia, după toate evenimentele astea, să vorbim și să punem o propunere, dacă sunt toți la fel, și despre o organizație mai mare bisericească aici, în Serbia. Cred că a ajuns timpul să avem și o episcopie a noastră care să aibă grijă de noi. Destul ne-am rugat și ne-am închinat și la strini și destul pot să spun, nu e important la cine te-ai rugat, dacă sunt tot la o credință, e important că nimeni n-a avut urechi să ne audă și cap să gândească și să ne răspundă
așa cum ar trebui să fie un răspuns la o comunitate care aproape la nivel să se piardă din pe teritoria unde, putem să spunem, zona istorică. Noi nu suntem aici veniți, noi nu suntem diasporă, noi nu suntem mutați, nu știu, că ne-a dus un regent ori altul. Noi aici suntem din strămoșii noștri și de-aia pot să termin declarația asta, cum am spus și 10 ani înainte. Mă bucur că ne întâlnim pe pământul meu, care este al meu personal, putem să spunem că astăzi am făcut slujbă pe un pământ românesc. De ziua Crucii, pe 27 septembrie 2007, după calendarul pe stil vechi, Biserica Ortodoxă Română a așezat prima troiță într-un sat românesc, împreună cu Federația Românilor din Serbia de atunci. Crucea, lucrată manual, are o înălțime de 3 metri și a fost finanțată de Fundația George Pomuț din Timișoara, județul Timiș.